Bienvenidos. Una es más a este canal. Muy bien! Ce o să facem în video ăsta, mama? În video ăsta o să facem o zi la țară cu mine, mama lui Dana, și începem. Prezent. Sunt Maria, mama lui Dana și soacra lui Ivi. Și astăzi o să vă arăt o zi de făcut mâncare la noi la țară. Mai ales acum că suntem mai mulți acasă, în România, la țară, la sat, cum se zice aici, o să facem salată de vinete și mai târziu o să facem niște șnițele din piept de pui. Vă așteptăm și pe voi. Delicios! Miren, este un video que mi mamá lo va a hacer porque es el castigo del otro video que creo que ya lo han visto porque perdió y no me conoció muy bien, así que le dije el castigo es que ella tiene que hacer un video. Y aquí está, mi mamá se va a esforzar mucho para que salga un video bueno, ¿verdad mamá? No, no entendió lo que dije. No vine, mamá. Hai, începe. Bun. Întâi o să vă prezint. Vorbește mai tare un pic. Facem vinete doar pentru mâncare astăzi. Când o să facem vinete pentru pus de iarnă, o să facem 10-20 de kilograme de vinete la copt. Acum doar am găsit vinete la promoție, mai ieftine, și am luat vreo 2 kilograme ca să ne facem doar de mâncare. Așa că aici avem vinetele pe care o să le punem în această tavă de tablă la copt. Am pregătit aici un mic loc făcut din cărămizi, bucăți de cărămizi, și aici o să facem focul și tabla doar ca să țină focul și să se încălzească aici sus. O să vedeți imediat cum se face. Acum punem vinetele și le aranjăm ca să ne încapă toate. Așa. Și acum o să facem focul, ne schimbăm de haine, ne luăm haine mai de casă, pentru că o să ne afumăm, se spune la țară. O să mirosim la fum natural de lemne. Facem vinete, facem foc și fum. Asta e adevărat. Ia sale lumo. Unde e și fum, e și foc, unde e foc, e și fum. Și acum așteptăm până se coc toate? Da, da. Cât e asta, o jumătate de oră? O, depinde cum umblăm cu focul. Da, mai mult. O oră? O oră și. O oră și. O oră și. Start la afumat. Trebuie să se facă foc. Mama, ai terminat deja? De copt. De copt numai. Am o treabă de micache. Da, și le da. Facem ușor. Miren, les quiero enseñar algo que mi mamá hizo. O sea, vénganse. Después que ya hizo aquí el fuego y toda la onda, y aquí hace mucho calor, no nada más afuera, sino doblemente calor también aquí, mi mamá dijo, a ver, ya vamos a apagar el fuego y faltó una berenjena que se haga, entonces la puso allá en las brasas, porque le faltaba nada más tantito y dijo, la meto ya para que se haga más rápido. Hasta se ríe. Y ahorita lo que vamos a hacer... A mí me toca casi el último proceso. Mi mamá quita la cáscara de la berenjena y yo... Ay, está muy caliente, mamá. Está caliente. Y yo la voy a picar así.
proceso de hacer la ensalada de berenjena deliciosa es que mi mamá tiene que hacer la mayonesa. Mamá, ¿tres faci mayonesa? Ai ouă. Ca de obicei nu la noi. Mi mamá siempre, o sea, casi siempre hace comida y cuando ya está en el proceso y así dice, uy, me faltan algo y ahorita le faltan los huevos, así que va a tener que irse a la tienda ya propia, por magazine. Los huevos. Sí, lo bueno es que está cerca, eso sí es cierto. No, mer la magazina acum? Nu, tu eu să merg. Da, merg amândouă. Atunci așa le facem așa, că atunci s-o arăci. Nu? Ah, ok. Ok. Mergem după ceapă, din grădină. Mama, dar dacă vrei și vorbești, vorbești mai tare, că dacă astea n-are microfon, nu s-audi. Mergem după ceapă. Du-te în numai, lasă-ne, mă. Maioneza peste vinete și ceapă. Después de 2 horas hacer todo el trabajo, es un bien merecido ensalada de berenjena deliciosa. ¿Verdad, mamá? No. Vă dorim poftă bună. Așa? Așa. Acum ține-te așa. Ce vezi bine? No, acum poți să zici ce vrei. Ce și zic? Na bun, 3 ani. Asta faceți, mama. Mama, dar cum te spun? Trebuie să zici, mama. Dejaba. E o vârstă. Zici, vreau să vă arăt. Bine, vreau să vă prezint... casa noastră, nu chiar casa noastră, viitoarea, cum ar veni. Aici îi casa unde a stat cumnatul nostru, a murit de 11 ani. Acum este în stare mai rea, foarte rea, putem spune. Noi am folosit-o pe post de cămară, se vede că aici sunt tot felul de lucruri. Hai că te ajut eu, mama, cu camera. Felul de lucruri. Și să vă prezint și din coace. Ioi, că pe aici trebuie și mă duc de nivelă. Ai grijă. Oh my God. Aici e mai rău, a plouat și s-a prăbușit din tavan. Și sperăm să o putem face într-un timp util, să nu se distrugă, familia se mărește, avem nevoie de camere mai multe. Aici să fie o bucătărie, un living și dincolo o baie și o cameră de dormit. Pentru musafiri, pentru copii, pentru nepoți, pentru cuscrani, pentru toți. Hai să arătăm și partea în care zici că vrei baie. Bine, lo que mi mamá dice que quiere que sea el baño, porque la casa nada más tiene como 2 habitaciones, pero quiere derribar esa pared y hacer aquí, que esta también es una habitación, o bueno, era, porque ya no hay pared. Aquí quiere hacer baño, pero ahorita, bueno, hace como
5 años había animales aquí, entonces... Ya. Vaya. Pero bueno, ese es hasta un proyecto de... Vitor. Vitor. No Kuma. De hecho, no Kuma da hasta... Vremea mai când... La vremea potrivită. Că deja familia se mulțește. Și... Da. Trebuie să ne punem pe treabă. Suntem mai mulți. Și avem loc, ne trebuie loc mai mult. Da, așa e. Na bine, hai mama. Mergem... Mergem să facem mâncare? Da, mergem să facem... Ne pregătim pentru șnițel. Es que mi hermano anda allí con el radio. Mi hermano es el... Es con el radio, entonces todos los hilos que ven por acá es la obra de mi hermano. ¿Verdad? Gata șnițelele, mama? Mai am una? Una sau două ture. Două ture? Da. Pe terminat? Da. În sfârșit. Deci o fi una, două, unul s-a mâncat. Nu mai este. Nu, s-a mâncat. Auzi, na, da, spune-ne care, ce, ce băgat? Ou? Rețetă simplă ca la țară. E pui? Piept de pui? Da, piept de pui, făcut cu condimente. Nu am mai delicat, piper, sare, boia, condimentat. Nu te lasă mult la condimentat pentru că e piept și una, două, patru de. Și aici? Aici am făcut ouă. Acum am pus făină. Ouă, le bas cu făină și cu apă. Pentru că așa facem economie de ouă. Dacă facem în gălbenuș și în făină, se consumă cam 15 ouă, 20, în timp de cât te faci. Așa ajungi la maxim 10. La familie mai simple, așa se face. Familie și numeroase. Mai mari, da. Familie numeroase. Numeroase. Și acum, cum sunt ei iar numeroși, o să fie și mai numeroși. Deci mai mare economie o trebuie să faci, mama? O mai mare economie, nu, da? Să fie bun și să ne placă la toți. Foarte bine. Foarte bine. No. Chiar las să ne întâmplă. Nu, tu, mama. Ia-ți-n. Ce ne spui, mama? Ai terminat șnițelele? Aici șnițelele. Aici șnițelele, miroase foarte fain. O parte din ele, mai sunt în bucătărie. Mai este o grămadă în bucătărie. Și aceasta este o zi din viața de la țară. Nu, nu fiecare zi facem șnițele, să nu credeți. Doamne, fie, când ne-am un buiba. Și vă mulțumim pentru vizionare. Vă doresc să vă placă. Și vă așteptăm și altă dată. La revedere! Bye!